Bună seara, Sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Iată din nou în fața unei ediții importante, a unei ediții deosebite, în care avem onoarea de a avea un invitat deosebit, un om al lui Dumnezeu, un zlujitor și un dascăl în teologie. Așa că, fără să mai stau pe gând, dați-mi voi să-i spun un bun venit, profesorului, păstorului și, bineînțeles, al președintelui nou ales al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, fratele Sorin Bădăgan. Frate președinte, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am regăsit! În decursul acestei emisiuni, am să vă spun când, frate, când domnule președinte, când domnule profesor, așa ca să ne obișnim, poate mai îmi scapă din când în când și Sorin, vă rog să nu vă supărați pe mine. Nu e uh, nicio problemă, Sorin e, e foarte bine. La vă, Domnului! Așa că uh, iată-ne la prima emisiune de după uh, Congresul uh, Electiv al Uniunii Baptiste din România. Așa că prima uh, mențiune pe care vreau să fac este să vă felicit pentru, să spunem, nu această dușă pe care Dumnezeu va a, -a desemnat-o, v-a dat-o pe umerii dumneavoastră și, de asemenea, Vă urez un mandat cu multe binecuvântări, să aveți tot ce, tot ce vă trebuie ca să puteți duce slujirea aceasta, și, bineînțeles, creștinii baptiști să progreseze. Credința creștină în bisericile baptiste să se răspândească până la marginea Pământului. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, trebuie să spun că, uh, în, în timp ce uh, oferați uh, felicitările cu curtoazie, Mă gândeam că nu e atât de mult un prilej de, de sărbătoare. Această slujbă e mai degrabă o provocare foarte mare și ea cu siguranță că obligă, responsabilizează și pentru îndeplinirea acestei slujbe e nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de implicarea tuturor celor care doresc ca lucrarea Domnului și prin credincioșii și Bisericile Baptiste să înainteze. La Domnului, pentru slujba aceasta este o slujbă pe care Dumnezeu v-a dat-o și cu siguranță El va fi Cel care vă va oferi și suportul necesar. Și noi vom face lucrul acesta, ne vom ruga, vom pune la dispoziție tot ce este nevoie, ca, într-adevăr, să aveți o slujbă mai ușoară, Atât cât se poate, în condițiile în care suntem uh, în zilele acestea. Dar haideți să facem un joc de imaginație. Emisiunea din seara aceasta e o emisiune absolut liberă, uh, mergem pe câteva direcții, dar este o discuție liberă în care uh, vreau să ne imaginăm o linie, așa, de separare uh, imaginară între dumneavoastră, ca reprezentant al conducerii uh, culturii creștin baptist și noi ceilalți, cei care suntem în bani, cei care. Avem așteptările noastre, mulțumirile, nemulțumile noastre, mai ales că acum suntem în fața unei perioade în care avem o nouă conducere, un nou comitet executiv, un nou președinte, și, bineînțeles, dacă ar fi să fac exercițiul acesta în fiecare biserică sau măcar între delegații de la Congres. Fiecare cred că ar putea scrie o listă cu dolanțe, cu nevoi, cu priorități și probabil în 10 vieți n-ați avea timp să le treceți măcar prin toate. Așa că, pe de o parte, sunteți în fața unei, unei slujbe care necesită foarte multe eforturi și cu siguranță oricât va strădui, nu veți putea vreodată și nimeni nu va putea vreodată să îndeplinească toate aceste nevoi, toate aceste doleanțe. Pe de altă parte, și dumneavoastră sunteți om, sunteți tată, sunteți profesor, sunteți soț, sunteți păstor, și la fel și dumneavoastră aveți așteptările dumneavoastră. Vreau să uh, punem în evidență faptul și să corectăm dacă se poate. Greșeala aceasta pe care noi, de obicei creștini și la evanghelici, spune că e o boală care se tot perpetuează așa, în care toată lumea stă în bancă, beneficiare a tot ce înseamnă dujire, la nivel pastoral, la nivel, știu eu, muzical, într-o biserică, și chiar să putem uh, extrapola până la nivelul conducerii unei vize. Toată lumea așteaptă ca cei care sunt în față, fie că sunt păstori, fie că sunt președinte de comunitate sau știu, secretar sau uh, vicepreședinți sau chiar în comitetul executiv, ei niște oameni care trebuie să execute fiecare doleanță pe care o are cineva din toată comunitatea aceasta a credincioșilor, oriunde s-ar afla aia. Deci, practic, noi comandăm și președintele sau secretarul general sau comitetul executiv, ar trebui să execute. Și dacă cumva nu se întâmplă lumea asta, vom fi foarte supărați. Și vreau să vedem că vreau să vorbim puțin și despre lista dumneavoastră. Pe de o parte, aici avem o mulțime de liste, dar cu siguranță și dumneavoastră, ca lider, ca om al lui Dumnezeu, avem niște așteptări, bineînțeles, așteptări care nu sunt în afara contextului biblic. Sunt așteptările pe care orice credincios ar trebui să le aibă, plecând de la Cartea Sfântă, de la Cuvântul lui Dumnezeu, să spunem, îndatoriri și să spunem, chemări pe care Dumnezeu ni le dă și nouă, așa cum vă da și dumneavoastră. Numai probabil la un alt, cu siguranță la un alt nivel. Așa că, pe lângă așteptările pe care eu am să vi le spun pentru dumneavoastră, și dumneavoastră va trebui să-mi spuneți care sunt nevoile, care sunt așteptările și modul în care vedeți conlucrarea aceasta. Pentru că, clar, nu veți fi acolo doar să primiți ordine, scrisori de, știu de a face ceva, mesaje și uh, plângeri dar și dumneavoastră la fel să puteți transmite de sus către noi ceilalți. Să vedem cum punem în balans cele două lucruri. E ok? Da, sigur, sigur. Pentru că, haideți să o luăm așa, în primul rând avem la început acestei perioade și așa se întâmplă de fiecare dată când se începe un nou mandat. Fie că vorim în orice conducere a unei instituții, a unei organizații, Așteptările sunt foarte, foarte mari, și liderul, în cazul dumneavoastră, și Comitetul, dacă vorim așa, Comitetul 1, este pus în lumină mai mult, poate în primul mandat, decât în al doilea, pentru că atunci toată lumea așteaptă ca lucrurile să se întâmple dacă se poate cât mai repede. Ceea ce nu s-a făcut, poate în zeci de ani, poate într-o sută de ani să se întâmple foarte bine. Noi am discutat înainte de emisiune și pornim de acolo la câteva provocări pe care comunitatea evanghelică și chiar comunitățile baptiște le au, credincioși și baptiști le au în zilele acestea. Vorbim de criză, vorbim de uh, predicarea cuvântului, vorbim de închinare. Sunt niște provocări la care am, pentru unele am fost oarecum pregătiți și în școală și în viața experiența aceasta pastorală, A învățat fiecare să facem față, dar sunt multe aspecte la care nu știm sau încă învățăm cum să ne comportăm și cum să reacționăm, inclusiv vorbim la presiunea aceasta externă. Deci pe de o parte avem o provocare internă sau provocări interne, dar avem și multe provocări care vin din exterior din lumea aceasta. Haideți să vedem așa, din punctul dumneavoastră de vedere ca uh, un om care a pus mâna pe un plug mai mare de de data aceasta, în care uh, într o perioadă în care există presiunea aceasta. Pe de o parte, suntem într-o criză, da? Criza economică, suntem într-o criză a migrației, suntem într-o criză a bisericilor care unele se închid, altele, uh, unii foarte mulți pleacă în afară. Vorbim de criza a uh, uh, care sunt din ce în ce mai puțin oameni care... Care credeți dumneavoastră că ar fi poate uh, prioritatea numărul unu sau ce încercați să faceți acum în primele luni de mandat sau poate primul an de mandat, știind că încă de la Congres a spus foarte clar că vreți să construiți poduri, să construiți autostrăzi și spirituale. să fiți spirituale. spiritual. La Vodon, dacă v-a dat Dumnezeu vreodată uh, și alte posibilități. Ce vreodată, care le lăsăm să... în să... grijă a guvernului. <laughs> exact. Haideți să vedem așa. Cam care credeți că ar fi uh, prioritățile pe care le-ați putea uh, pune așa pe lista dumneavoastră, pe agenda noastră în primul an de mandat? Um, Mi-aș uh, dori foarte mult uh, să venim împreună în rugăciune, să cerem uh, lui Dumnezeu uh, vremuri de înviorare pentru slujitori, uh, pentru uh, biserici uh, și uh, în privința acestui lucru uh, voi discuta cu uh, frații din conducerea uh, Uniunii pentru a facilita uh, venirea împreună a păstorilor și lucrătorilor pentru un început, în câteva zone ale țării, un număr de comunități regionale să vină și să ceară lui Dumnezeu pe parcursul a două-trei zile, să ceară Domnului o atingere specială, un, un timp în care să cunoaștem sau o vreme, o perioadă în care să cunoaștem din nou o mișcare de înviorare a vieții credincioșilor și a bisericilor. Pe de altă parte, nădăjduiesc că ne vom ridica deasupra istoriei noastre, deasupra, știu eu, diferențelor minore pe care le avem cu privire la anumite lucruri care cred că sunt neesențiale, pentru că aceasta este o caracteristică a baptiștilor. Avem o diversitate care ține de, spre exemplu, ușoare diferențe teologice în chestiuni care nu sunt esențiale, ușoare diferențe de organizare a slujbelor. Unii credincioși încep la 8 jumate, slujba alții la 9, alții la 9 jumate, alții poate la 10. Uh, unii folosesc uh, cor în închinarea lor, alții nu folosesc. Așadar, avem o diversitate în, uh, în cadrul familiei baptiste. Uh, Această diversitate nu uh, poate uh, exista în ceea ce privește chestiunile care sunt reglementate de mărturisirea de credință și de statutul de organizare și funcționare care uh, al cultului creștin baptist, care uh, sunt elementele ce creionează identitatea noastră și care nu pot fi uh, schimbate. Uh, astfel că uh, mi-aș dori ca să ne ridicăm deasupra uh, acestor aspecte și să încercăm să construim aceste autostrăzi duhovnice, spirituale, uh, care e o, o metaforă uh, care văd că se, se consacră. De ce? Pentru că uh, provocările sunt mari. Pentru că singuri suntem mai slabi, pentru că avem nevoie de unii de alții, avem nevoie de ajutorul pe care îl putem oferi, de experiența, de înțelepciunea, de lecțiile pe care le-am învățat în diferite culturi ale țării. Și e important să, să venim împreună și să ne dăm mâna pentru ca lucrarea lui Dumnezeu în Biserici să fie, să fie întărită. De asemenea, aș vrea să, să încurajez pornirea unor lucrări, unor departamente. Sigur că aici sunt multe de spus. Uniunea Baptistă, de fapt, nu este o biserică. Uniunea Baptistă este, mă tem să spun, o instituție. Ea e, dacă vreți, scheletul pe care e... Aranjată familia baptistă, dar dimensiunea asta instituțională este un ajutor, dar poate fi și o piedică. E un ajutor pentru că ea este interfața familiei baptiste cu celelalte instituții. Ea ne oferă posibilitatea de a autoriza biserici, ea ne oferă posibilitatea de a ne organiza și de a, a avea o voce comună prin care să ne cerem mereu drepturile ce ni se cuvin pentru o voce comună care întărește cumva strigătul sau mesajul credincioșilor baptiști de la nivel regional sau local. Dar ca orice instituție, de oriunde, din orice a societății, ea poate să fie și văzută ce puțin de unii sau chiar și în experiență ca uh, o, o, o frână în calea, în calea unor, unor lucruri. Și uh, eu sunt conștient de, uh, aici vorbeați de așteptări, eu sunt conștient că așteptările credincioșilor și ale bisericilor, poate chiar a, ale unor păstori, pendulează undeva între a uh, trata, a înțelege Uniunea ca fiind o, o biserică, și uh, uniunea ca fiind pur și simplu o instituție. Uh, și atunci uh, e provocarea pe care o are orice persoană care sau grup care uh, vine care este, uh, vine cumva în conducere care este cooptat, este ales grupul sau persoana ea e aleasă în conducere, uh, și atunci uh, avem provocarea asta de a naviga printre Așteptările sau de a le aduce împreună. Și um, um, cred că pe lângă, pe lângă rugăciune, pe lângă, spuneam, venitul nostru împreună lucrând în mod conștient stabilirea unor lucrări, unor care departamente poate, care să faciliteze lucrări, lucrarea cu copiii, lucrarea să sprijine lucrarea cu, cu tinerii, uh, misiunea, uh, poate lucrarea cu romii, uh, un departament de identitate și istorie baptistă. Uh, cred că lucrurile astea sunt, uh, poate chiar cu familiile tinere, uh, sunt uh, direcții, uh, sunt dimensiuni foarte importante. De asemenea, uh, într-o lume care este din ce în ce mai digitalizată, și mediatizată un, un departament de media, cred că este foarte important. Însă, Uniunea fiind o instituție, aceste inițiative trebuie să fie asumate în cadrul forurilor cultice. Asta este, pentru că vreau să explicăm foarte mult diferența dintre cultele evanghelice și, în speță, cultul baptist și Bisericile tradiționale care au un sistem uh, ierarhic, da? totul vine de la centru și apoi se, se uh, cascadează către, către, către exterior. Uh, Instituția aceasta este o uniune a bisericilor locale, a bisericilor creștine-baptiste. Și întrebarea care vine este: cât de mult cred sau ce putere are un for de conducere împreună cu președintele uh, Comitetului Executiv, astfel încât să să transmită mesajul acesta. Din punct de vedere ierarhic, e posibil în sensul să se dea o directivă sau nu cred că, sau cum să spunem, o, un ordin. Sau există alte metode, pentru că din punct de vedere al organizării, statutar vorbind, fiind o a unor altor mici celule pe care noi le numim biserici locale, din punct de vedere de la centru e cam greu să impui cuiva. Fie că cea mai bună idee pe care ați avut, cea mai bună inițiativă, chemare, știu, slujire, ați vorbit de misiune, puteți pune un program în, în cadrul Uniunii, în cadrul conducerii Uniunii, nu, se, nu poate fi obligat nimeni sau nu poate fi uh, constrâns nimeni dintr-o biserică locală să implementeze ideea dumneavoastră, dacă nu cumva nu există o convingere locală. Și vreau să explicați puțin procesul acesta, mm -hmm. pentru că există oarecum ideea și asta bineînțeles, uitându-ne la cultele majoritare, Voimii de Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, care într-adevăr există o structură foarte bine ierarhică și acolo totul vine așa, ierarhic, de la Patriarhie, Episcop și tot așa în jos, până la ultimul slujitor. Mm -hmm. Um, din și baptiști uh, sunt organizați într-un mod cu totul diferit. Uh, acum, el uh, derivă de fapt din modul în care noi înțelegem Sfânta Scriptură. Așadar, nu este doar o chestiune de organizare, nu e doar o chestiune administrativă, ci ea este o, o realitate teologică. Uh, ca să explic încă de la început, nu există o biserică sau conceptul ăsta de biserică baptistă în România. O singură biserică baptistă în România. Cum vorbim despre alte biserici, ca fiind biserica ortodoxă română. De ce nu există o singură biserică baptistă română? Ci există? Uniunea bisericilor creștine baptiste din România. Pentru că după cum înțelegem noi credincioșii baptiști, cuvântul lui Dumnezeu, biserica e în același timp universală, ea conține credincioșii din toate timpurile, din toate locurile, dar și locală. Un grup de credincioși autentici, care au fost născuți din nou, regenerați prin puterea Duhului Sfânt, în urma credinței și apocăinței, vin împreună și uh, se adună numele Domnului pentru a constitui o biserică locală. Acest grup de credincioși e o biserică autentică, este Vera Eclesia. Grupul acesta de credincioși primește de la Hristos tot ceea ce le trebuie pentru a fi o biserică autentică, adevărată. Primesc prin Duhul lui Dumnezeu darurile Duhului date credincioșilor spre zidirea bisericii, primesc autoritatea de a lua decizii, primesc trimiterea să meargă în toată lumea să lucreze, așadar au tot ce le trebuie să fie biserică. Nu e vreun element ce le lipsește și care ar putea veni din afară. Așadar, condițiile de eclezialitate sunt îndeplinite într-o totul. Aceea este o biserică autentică, o biserică adevărată. Îl are pe Hristos ca și cap al ei. Și atunci, ce se întâmplă este că Neavând nevoie de nimic altceva din afară, Biserica aceea este o unitate, este un top, un trup, este un tot, e completă. Și cu Domnia lui Hristos asupra ei, atunci ea are puterea, să, autoritatea să decidă. Așadar, Bisericile acestea, care sunt autonome, pentru că din toate lucrurile pe care le-am menționat, derivă autonomia bisericii locale, da? calitatea ei de vera eclesia, de biserică adevărată, toate aceste biserici care sunt biserici adevărate, complete, vin împreună, pentru că ele își dau seama că au lucruri care le aduc împreună. Au o identitate comună. Și această identitate comună este dată de Statutul de organizare și funcționare, dar și de mărturisirea de credință a cultului. Acolo vedem elementele pe care aceste biserici autonome le împărtășesc. Da? Și atunci, bisericile acestea locale vin împreună și formează o uniune a bisericilor baptiste locale. Acum, când vine întrebarea legată de putere, de autoritate, eu, eu personal. Um, nu sunt foarte uh, convins de... Uh, dar, bineînțeles, asta este o, o căutare, o chestiune, uh, o temă recurentă în, în gândirea noastră în, în societate și anume uh, să înțelegem pârghii, uh, sfere de autoritate, uh, modele de uh, conducere, de putere, de diseminare și de implementare a puterii. Și de ce? Pentru că uh, e foarte important. Am vrut să explicați asta pentru că asta ne ajută pe noi să explicăm uh, și să luăm oarecum uh, de deasupra capului dumneavoastră și a conducerii presiunea aceasta a rezultatelor care, la care unii se așteaptă prin această impunere, prin această autoritate. Deci, practic, conducerea Uniunii Baptiste, în afară de mărturisirea aceasta de credință și aderarea de bunăvoie, da, Biserica Locală. Uh, aderă o comunitate aceea și devine o biserică și se atașează la această uh, uniune, uh, în rest, localii au libertatea aceasta de a prioritiza, să spunem, tot ce crede că trebuie în, în locul respectiv, fie vorba de misiune, fie de alegerea slujitorilor. Local, da, biserica își alege singură păstorul, nu vine de la centru. Așa că, pe de-o parte, explicația noastră Oarecum vă eliberează de presiunea aceasta, spune vine președintele, nou președinte și el va spune și va face. Nu e chiar așa, și nici nimeni nu poate să facă, cel puțin în cultul baptist și în celălalt de cult evanghelic. Nu există asta. Uh, uh, Dar. Modelele sunt ușor diferite între evanghelici. Exact. Acum, uh, uh, eu cred că asta e o presiune, poate pentru alții ar fi un atribut de dorit. <laughs> să vină și să poată spune. A, a, și mă văd nevoit să recunosc lucrul ăsta pentru că el derivă din modul în care noi înțelegem teologic scriptura, realitatea Bisericii. Și de asta spuneam mai devreme că nu e doar ceva administrativ. Și lucrul ăsta e foarte important pentru că el consfințește autonomia Bisericii locale. Însă, vedeți, primii baptiști. Care au apărut la începutul secolului al XVII-lea, au înțeles această autonomie a bisericii locale, dar foarte repede s-au și asociat. Pentru că și-au dat seama că împărtășesc credințe, anumite învățături din scriptură, practici și mod de organizare. Și atunci s-au asociat foarte repede. Um, și uh, ce înseamnă lucrul acesta, și eu sunt un. Um, ferm susținător al modelului primilor baptiști. Bisericile baptiste nu ar trebui să fie indempe, independente, ci ar trebui să fie interdependente. Um, trebuie să le recunoaștem autonomia lor, dar în același timp să le, să le invităm, să le convingem să participe, să vină împreună să facem uh, lucruri pentru, pentru Domnul. Știți? Um, și eu cred că aceasta este marea provocare a instituțiilor translocale, la nivel regional și la nivel național. Să insufle, să inspire bisericile autonome, bisericile locale, să vină împreună să facă lucruri. Să facă misiune, să facă evangelizare, să se sprijine reciproc, să facă pregătire pentru cei care lucrează cu copiii, Bisericile mai mari să ajute bisericile mai mici, pentru că asta e o problemă și eu am tot spus-o și voi repeta o voi repeta-o: e un, un, o realitate, un, un fenomen care a avut loc în multe părți ale țării. Bisericile mari din mediul urban, în mod deosebit, au beneficiat de influxul de credincioși din bisericile din mediul rural, din sate, care s-au mutat pe fondul, în general, al migrației economice. Sau au venit la studii, uh, și um, așa bisericile din mediul urban, din orașe, s-au întărit. Este vremea să ne întoarcem către bisericile din, din sate și să le ajutăm uh, prin prezența noastră. Și asta, bine, sunt detalii care um, trebuie perfectate și, și discutate, dar um, rolul meu în această slujbă și al nostru, al întregii echipe, în de, 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 de toate, de toate forurile, de conducere ale cultului, avem uh, un comitet executiv, avem un Consiliu al Uniunii, avem uh, diferite departamente pe care sperăm să le întărim și, de fapt, să uh, deschidem uh, cele de care, de care vorbeam. Uh, în toate aceste structuri, cum ar fi, uh, grija noastră ar trebui să, să fie, bineînțeles, păstrarea liniei pe care înaintea și noștri au ținut-o și care uh, ne trebuie să ne uh, țină și pe noi aproape de, de cuvânt dar și insuflarea, inspirarea bisericilor să vină, să vină împreună. Așadar, um, nu, nu există putere, nu există foarte multă autoritate, de deși în, în, în dimensiunea asta negativă există o autoritate, pentru că um, sferele regionale și cea națională veghează ca um, membrii Uniunii, care sunt pe de o parte credincioși, dar într-un alt sens bisericile locale, da. uh, ele sunt autorizate prin cult. Statul a încredințat această uh, autoritate cultului creștin-baptist la, în procesul autorizării unei biserici locale, comunitatea regională joacă și ea, are și ea un rol, iar aceste sfere, cea regională și cea națională, veghează ca bisericile locale să-și păstreze linia bună, linia dreaptă. Mărturisirea și, de credință, în primul rând. Uh, trăirea cuvântului în conformitate cu cuvântul, uh, asumarea mărturisirii de credință și respectarea statutului de organizare și funcționare. Știți? Și atunci uh, nu, nu există o structură piramidală de putere de autoritate, dar există un. da o, o dimensiune a autorității pe care aceste uh, structuri regionale și naționale o au. Dar uh, puterea cea mai mare de fapt, este puterea de convingere. Pentru că până la urmă, uh, acesta este modul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Uh, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu. Spune cuvântul, te îndeamnă la pocăință, Dumnezeu stă la ușă și bate, și el, el marele împărat, vrea să ne cucerească cu, cu dragostea sa. Și cred că Apostolul Pavel, spunând că tocmai Hristos pe cruce este dovada cea mai evidentă, dovada cea mai convingătoare, a faptului că Dumnezeu este puternic. Acolo se vede înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, în faptul că El moare pentru noi, pentru a ne convinge. Și văd o, un paralelism între rolul nostru de, de, a, de a conduce prin slujire. E lider. Exact. Sigur. Nu vorbim de autoritate, ci vorbim de leadership. Sigur. A, a, a conduce prin slujire și prin convingerea celuilalt sau celorlalți uh, să se alăture unei cauze, unei cauze care e, e, care e comună. Însă, aș vrea să mai spun uh, încă un lucru. Uh, pentru a înțelege uh, această tensiune a, a instituției în raport cu, cu familia, în raport cu trupul. Uniunea este o, o instituție. Uh, am, am folosit recent și uh, această. Metaforă a umbrelei. Da. E, e, ca o, un, e ca o umbrelă sub care suntem mai mulți credincioși și biserici și ar trebui să, să facem ceva împreună. Um, o, o altă comparație este cea cu uh, statul. Statul român este o instituție, el este o structură. Dar noi, românii, noi, cetățenii, interacționăm între noi. Ar fi foarte trist. Ca statul să fie o structură uh, seacă, noi să nu avem nicio legătură. Nu, nu, nu există. De fapt, statul există pentru că existăm noi. La fel și în, în cazul Uniunii Baptiste. Uniunea există pentru că există credincioși și pentru că există biserici. Uniunea trebuie să fie în slujba credincioșilor și în slujba bisericilor și ar trebui să faciliteze relații cât mai strânse aceste poduri de care vorbeam, autostrăzile astea pe care să ne uh, uh, ducem dinspre sud, spre nord, dinspre est, spre vest și uh, să fim, uh, fim într-o unitate uh, declarată de Domnul și dorită de Domnul să fie uh, actualizată de noi. Excelent! Uh, foarte important ceea ce ați explicat, uh, de adevăr. este o slujbă de, de mentorare, de leadership pe care uh, va trebui să o Puneți în practică și nu aceea de a fi un lider autoritar, cel care taie și spânzură, așa cum probabil mulți se așteaptă. Și, tocmai asta, vă și eliberează de presiunea aceasta. Știți că omului care spune n-a făcut a, sau a avut posibilitatea, pentru că nu, nu se poate face. Nu e asta e chemarea și nici Uniunea, prin a, organizarea ei, a, nu, nu are o structură, într-adevăr, piramidală. Foarte important lucrul acesta. Și de pentru că discuția se duce într-o altă extremă. vă rog, Aha, da, da, până se duce, eu am spus lucrurile astea nu ca să scuz Ca să vă scuzați, că, da? Că nu se va întâmpla, ci ca să. că mi-ați mi spus întrebările astea care sunt, de fapt, foarte importante de înțelegere a modului în care lucrează, dar eu cred că care operează Uniunea și cultul. Ca să și... vă scutez de niște critici în, în... Exact, exact asta. Eu am apreciat grija prietenească, însă sunt, sunt, gata să, și voi, voi face lucrul acesta cu ajutorul Domnului, să găsesc soluții și deja m-am gândit la mai multe, lucruri, soluții pentru ca instituția aceasta, Uniunea, să, să inspire, să faciliteze. În așa fel încât, dacă tot vorbiți de critici, că unii ar spune că nu, nu se face, sau ca nimeni să, să nu poată spune că nu se face, ci împreună cu, cu colegii din forurile de, de conducere ale, ale cultului, cu frații puși deoparte de um, biserici, de comunități și de, de congresul care a avut loc recent, să uh, propunem credincioșilor și bisericilor proiecte ca să venim împreună și, și să slujim. Um, și uh, provocarea va fi lansată, mănușa aruncată, mingea, cum ar fi în terenul celor care sunt vizați, al bisericilor, al credincioșilor, al, al păstorilor, al liderilor uh, și al, uh, al bisericilor. Da. Asta este, pentru că e clar, e vorba de uh, câteva idei, câteva, uh, să spunem, proiecte care vor fi propuse de conducere împreună cu dumneavoastră și apoi prezentate și în prin diversele întâlniri. Întâlnire comunitare, știu, conferințe, congrese, vor fi câteva întâlniri și la, și la, nivel central. Aceste idei, plus comunicarea pe care dumneavoastră o, o veți avea cu păstorii, știu că uh, sunteți un bun comunicator și veți avea grijă să duceți mesajele acestea uh, în toată comunitatea păstorilor, astfel încât aceste idei inițiative să nu rămână doar la nivelul propriu, nu s-au în cadrul unor ședințe, ci într-adevăr să ajungă și la biserici și ele să fie prezentate și, de ce nu, adoptate și puse în practică de către biserici. Cred că explicația asta duce la o chestie pe care vreau să o, să o discutăm puțin. Este vorba despre ideea asta pentru că dacă cumva, și asta vorbim din experiența din anii trecuți, există tendința asta în ultimii ani și ați văzut și de asta și nu numai la noi la și în general, oamenii să fie nemulțumiți, să dea vina numai pe lideri, să critice, să aibă așteptări nerealiste, oarecum toată presiunea aceasta a a progresului bisericii, să stea doar pe câțiva oameni și, dacă se poate, păstorul să fie multifuncțional, da, ar fi, excelent. la fel și la alte foruri de conducere. Atunci, nemulțumirea aceasta care se creează, neîndeplinirea așteptărilor, duce la un moment dat la discuții și chiar la separări. Vorbim de aici de biserici care sau comunități, uneori chiar în mod neașteptat, biserici care se rup și spun, Doamne, nu, uite, Uniunea nu mai face, nu ne ajută. Nu ne-a avut rolul în comunism când ne reprezenta în față, era puntea de legătură cu statul. O să vă discutăm puțin și despre asta. Există o tendință apropo de independente și mă bucur că a spus că Uniunea nu este Uniunea Bisericii Independente. Există o interdependență, o conlucrare împreună. Mărturisim acele lucruri. Cum vedeți tratarea acestor, să spunem, excepții? Eu le văd ca excepții. un Oameni care, într-adevăr, nu găsesc o, un beneficiu ca fiind parte sau au făcut parte o perioadă și apoi prin diverse mijloace încearcă să se rupă, să se tragă uh, de o parte de această instituție care a servit de-a lungul anilor și în special în perioade foarte dificile ca o umbrelă protectoare, ca o voce și vă dați seama în vremea comunistilor, nici biserică independentă n-ar fi rezistat în mod oficial trebuia să fie sub umbrelă. așa că uh, vreau să discutăm puțin și despre extrema aceasta, e extremă eu personal nu o agrez Ruperea aceasta, ieșirea în independență, practic nu mai aparține mâine, eu sunt propriul meu cult, propria mea grupare și văd că chiar prinde din ce în ce mai mult. Da. Problema pe care ați ridicat-o e foarte complexă și ea trebuie văzută și în contextul cultural mai larg al societății. Uh, trăim uh, o, o vreme foarte dificilă, um, diferită. Uh -huh. diferită. Uh, și pentru unul dintre noi este dificil să ne raportăm la ea, pentru că am fost formatați uh, în, într-o societate, într-o cultură care opera după alte principii. Uh, ce trăim noi acum, uh, postmodernitate sau post postmodernitate, sociologii, filozofii, încă dezbat dacă s-a ter terminat perioada postmodernității. Unii spun că am, am intrat în alta în postumanism sau poststructuralism, dar ce se întâmplă în prezent este că există o respingere a autorității și a instituției. Lucrul ăsta s-a întâmplat încă de la începutul perioadei postmoderne, deci încă de la începutul mijlocului secolului XX-lea secolului trecut și ce înseamnă asta este că instituția sau instituțiile în general sunt, au devenit nepopulare pentru că ele sunt modul în care puterea, autoritatea este implementată, este forțată într-un fel asupra membrilor constituenți ai respectivei instituții. Și atunci instituțiile devin nepopulare și nu e vorba că ne-ar place, că ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea lucrul ăsta, dar este o realitate. Oamenilor, omul într-adevăr are o problemă cu, re cu autoritatea. Oamenilor nu, nu ne place să fie cineva autoritar față de noi. Da, acum, iarăși, asta e o discuție. gândite la copil cu părinții. Exact, exact. De ce? Pentru că autoritatea este respinsă în toate structurile, în toate sferele vieții umane. Și în, în ceea ce privește uh, relațiile uh, interumane directe, în toate aspectele, în familie, familie uh, în. Uh, la servici la servici, uh, în curtea uh, blocului Ulei. a școlii, da? în structurile administrative, da? uitați-vă ce se întâmplă și de fapt, școlile poate aici ar veni, în, în, în alte structuri mai organizate okay. da? uh, și uh, și față de și față de stat, de fapt. Fieți? Poliție, uh, poliție, tot, tot uh, absolut, tot. <laughs> și față de biserică. Tot, da? uh, sunt unii sociologi care spun că de fapt autoritatea nu este respinsă cu totul, dar ea nu mai poate fi impusă, ci cei față de care se dorește a se avea autoritate trebuie să fie convinși de oportunitatea modului în care autoritatea este, este cerută sau este impusă, implementată. Implementată, spunem, transmisă, că, da. că impunerea este total respinsă de, de, de omul prezent. și atunci Deci, practic, trebuie să-l câștigi. Trebuie să-l câștigi. Și atunci, oamenii au nevoie. De motive să fie în structuri. Știți? În unele sunt obligați să fie. Statul va fi uh, ca ultima redută care va cădea, pentru că el este uh, structura prin care noi agreiem să conviețuim. El, el trebuie să, să vegheze asupra relațiilor dintre noi, uh, în sensul a respectării drepturilor fiecăruia dintre, dintre noi. Ca dumneavoastră să nu aveți uh, pretenția să vă impuneți asupra mea uh, într-un mod, uh, într -un mod uh, uh, nepotrivit, viceversa. Și uh, și atunci sunt structuri care rămân în picioare, dar sunt structuri care sunt foarte puternic afectate. Și Biserica este una din, din instituțiile, că dimensiunea asta instituțională, de fapt Biserica, uh, instituțiile ecleziale. Sunt unele din cele mai afectate. Pentru că părțile constitutive, părțile membrii acestor instituții, în cazul nostru, bisericile, în gen, că ele sunt exact. unitățile mai, mai mici în cadrul instituției mai mari, bisericile vor să aibă un gheșeft, vor să, să aibă un, un beneficiu, vor să, să aibă uh, participarea lor să aibă o semnificație. Acum există o uh, dimensiune în care biserica e interesată să fie într-o instituție pentru că acesta e modul în care statul oferă autorizarea. Dar una este să fii într-o instituție și alta e să fii parte activă, să, să participi. Exact. Atunci eu cred că șansa oricărei instituții ecleziale, oricărei uniuni în perioada contemporană este să insufle, să să se facă utilă, să, să fie în în mijlocul familiei al țării și să spună haideți să venim și împreună să facem asta haideți să venim și să împărtășim ce provocări, cu ce provocări ne-am confruntat, ce am făcut, ce soluții am putea identifica. Dacă nu facem lucrul acesta, orice instituție ecleziară, orice uniune își pierde relevanța și oamenii sau părțile constitutive încetul cu încetul se vor dezangrena, se vor, se vor îndepărta pentru că nu găsesc semnificație, nu găsesc un beneficiu uh, în, în a fi împreună. Uh, și lucrul ăsta este uh, într-un fel determinat sau, sau este influențat și de uh, foarte multele provocări pe care noi le avem. Suntem foarte ocupați, suntem foarte prinși. Uh, și vreau să vă spun încă un lucru. Din, din ce spuneam mai devreme, din ce ziceam mai devreme, asta este și o condiție naturală a baptiștilor. Pentru că baptiștii vin împreună nu pentru că sunt obligați, ci pentru că vor. Există așa-numitul voluntarism eclezial. Noi constituim uh, biserici pentru că un grup de credincioși vin împreună, aleg să fie împreună și să, să constituie o biserică. Asta la nivel local. Bisericile vin împreună, că bisericile baptiste de acum ar putea funcționa foarte bine uh, și independente. Dar ele aleg să fie parte a familiei baptiste, dorind, promițând că vor trăi după, să vor îndrepta după Cuvântul lui Dumnezeu, că vor recunoaște mărturisirea și vor implementa statutul uh, în organizarea lor. Da? Deci, noi alegem să venim împreună și pentru că alegem conștient, da? e, e, e voluntară venirea noastră împreună ea trebuie să ducă la ceva constructiv. Nu, nu venim împreună, nu știu, să facem politică, să ne supărăm, să ne certăm, sau efectiv doar să, să fim, să contribuim, să dăm bani. Noi venim împreună pentru că suntem mânați de aceleași credințe, pentru că suntem, cred eu, chemați de Domnul să fim împreună și venim împreună, ca împreună pentru că împreună suntem mai mai tari. Suntem mai puternici pentru că ne putem ajuta, susținem unul pe altul și pentru că putem sluji împreună. Uh, și de aceea um, e adevărat că uniunea ca instituție nu este foarte populară pentru mintea uh, generației acesteia, uh, dar uh, eu nădăjduiesc uh, și dorința dorința mea și preocuparea mea este ca uniunea să fie o uh, umbrelă sub care uh, credincioșii baptiști și bisericile să uh, găsească motive bune, uh, solide să, să fie împreună. Uh, și trebuie să mai spun și Vă lucrul loc. ăsta. Cred că cei care au fost în instituții uh, ecleziale mai largi, naționale, și-au ieșit, uh, uh, cred că, bine, sunt lucruri de discutat, uh, dar astea pot face obiectul altei, alte discuții. De ce? Dacă putea fi evitată ieșirea? Dar cred că singuri nu e. Să fim singuri nu e bine. Și cred că mai devreme sau mai târziu a fi singur ca biserică devine o să zic o povară sau o suferință și ea de asta nu pot scăpa. Nu pot scăpa pentru că planul lui Hristos este ca noi să fim una. Așa este. Când, când, când nu actualizăm această unitate, uh, începem să, să suferim și simțim asta. Um, și aici ne trebuie înțelepciune și dragoste și um, băgare de seamă să, uh, să, să reparăm uh, ce poate fi reparat, să ne dăm concursul și. Uh, să ne mâna pentru a fi martorii Domnului, ajutându-ne unii pe alții în, în lucrarea asta. La vă, Domnule, știu că puteți face locul acesta cu ajutorul Lui Dumnezeu să transmiteți mesajul acesta de unitate, de strângere, sub umbrela aceasta, sub cupola acesta a Uniunii Bisericii Baptiste și cu siguranță oamenii vor fi încurajați să facă lucrul acesta. Acum ne apropiem de final și vreau să vă rezerv spațiul ăsta special pentru dumneavoastră în care să ne spuneți care sunt așteptările dumneavoastră, nevoile, ca să vedeți gândurile acestea pe care Dumnezeu vi le-a pus în inimă ca, să spunem, ca posibil să fie duse în la îndeplinire. Avem niște planuri, aveți niște idei, le-am mai discutat și altă dată. Sunteți partea unui grup de conducere și v-am spus, sunteți om, nu le veți putea face uh, singur. Uh, dar, pe lângă asta, aveți și dumneavoastră nevoi, așteptări, uh, să spun eu, fapte, lucruri, uh, oameni de care, cu siguranță, aveți nevoie ca planul acesta frumos să se ducă la îndeplinire. Vă rog să ne le spuneți și vă rog pe telespectatorii noștri să fie atenți, pentru că, pe lângă așteptele noastre, E clar că avem și e bine că le avem, dar avem și obligații și îndatoriri. Așa că, vă rog, din punctul de vedere, care ar trebui să fie uh, lucrurile care le așteptați de la noi? Um, V-aș ruga ca, uh, dacă uh, ne mai întâlnim, uh, dacă mă mai invitați la o. Cu ediție, siguranță! Să-mi să repetați întrebarea asta. Pentru că, în ultima perioadă, m-am gândit mai mult uh, la ce așteptări au bisericile și credincioșii. Cred că uh, sunt sute de pagini. De la, de la mine și de la, de la noi. Uh, cu siguranță sunt așteptări reglementate de statut, statutare, și ele sunt punctul de plecare, pentru că ele um, sunt jaloanele care ne arată dacă. Slujba aceasta este îndeplinită de acolo de la punctul zero. Uh, și cu siguranță pe acelea le știu și încă le mai studiez uh, să, să pot să îmi îndeplinesc slujba încredințată uh, cât, cât se poate de bine. Um, am mai auzit din uh, călătoriile mele, uh, sunt foarte deschis să uh, ascult și să, să aud așteptările de la noi. În ce privește așteptările mele, aș avea pe de-o parte așteptarea ca să lăsăm în urmă un lucru care s-a încheiat și anume procesul electiv care, că tot am vorbit de partea instituțională, administrativă, e unul complex și... El se dorește a fi uh, duhovnicesc și spiritual, um, dar uh, uneori uh, dimensiunea asta instituțională, cu voturi, cu... Uh, poate Oricât să, de spiritual am vrea să facem noi o, o, un proces acesta electiv, nu are cum. Are, uh, are sunt, o chestie uh, sunt, da, absolut sunt, umană până la urmă. Exact. Sunt, uh, sunt momente în care și aspecte în care partea, partea aceasta uh, umană uh, care... Uh, E foarte pregnantă pentru că un proces selectiv cu voturi cam asta solicită. Bineînțeles, ne credem că deasupra sau dincolo de acest proces, Dumnezeu este cel care își, duce, își, își face voia activă sau, sau permisivă. Dar aș avea așteptarea ca toți să, să punem punct acelui, acelui proces și să ne uităm înainte. Hai. Aș avea așteptarea de la biserici și de la credincioși, așa după cum spune o frază celebră, să se gândească nu la ce ar putea face Uniunea și Familia Baptistă pentru ei, ci ce ar putea face ei pentru Familia Baptistă și pentru Uniunea Baptistă din România. Aș avea așteptarea să ne ridicăm, ce spuneam mai, mai devreme, deasupra istoriei noastre, care uneori a fost presărată cu elemente umane nu măgulitoare, uh -huh. dar să lăsăm, să ne ridicăm deasupra acestor lucruri a, a geografiei și să ne dăm mâna și să, și să plecăm genunchiul și să căutăm împreună să discernem voia Domnului pentru familia noastră baptistă și apoi aș avea așteptarea să muncim împreună pentru ca bisericile să fie întărite, să fie încurajate și lucrarea lui Dumnezeu să, să propășească. Aș avea așteptarea ca fiecare să ne facem slujba cât se poate de, de bine și să ne implicăm. Și fiecare cu, cu ce are. Cu darul cu darul lui, rugăciune, încurajare, idei, implicare practică, participare la proiectele Uniunii, implicare financiară din partea tuturor, în mod special a celor care pot mai mult pentru proiecte mai mari. Cam, cam astea sunt așteptările la care mă gândesc acum. Dar uh, mă voi gândi uh, mai, mai, mult la asta, că la așteptările ce sunt de la noi, uh, uh, știu, sunt multe. cu siguranță uh, veți fi președintele tuturor baptiștilor, asta din câte vă cunosc eu uh, uh, și aici închim și noi discuția cu ceea ce a fost la congres. Uh, 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 cu siguranță și-a spus asta în mod public că veți uh, uh, crea punctele acestea de legătură, punctele acestea de legătură. Așa că oricine face parte din comunitatea noastră și bineînțeles, știu că veți comunica cu toată lumea, vă veți duce, veți vizita. Asta sunt chestii pe care asta vi le pot să, vă, să le uh, numesc în numele dumneavoastră pentru că vă cunosc și știu că am care uh, știu că vă place să mergeți și în biserici, și în biserici la țară și prin țară și prin străinătate. Deci uh, discuția asta va trebui să continui. Uh, pentru că aș vrea să vedem și legătura cu diaspora, legătura cu statul. Deci aș vrea să spun că mai avem de discutat pe tema aceasta și cu siguranță vă rog să vă gândiți la o listă clară. Și aș vrea să menționez și eu, suport în rugăciune. Până la urmă, liderii uniunii sunt oameni și cu problemele, cu provocările, cu da, cu nevoile și ei sunt oameni și trebuie să ne rugăm pentru dumneavoastră. De asemenea, să vă susținem, să înțelegem, să comunicăm, să întrebăm atunci când nu suntem siguri, să uh, facem tot ce se poate astfel cât lucrarea aceasta. Până la urmă, este un efort comun. Cred că propășirea Evangheliei și uh, Bisericilor Baptiste nu este doar o misiunea unui grup de oameni ales, ci este misiunea noastră, e chemarea noastră a tuturor. Și fiecare trebuie să-și pună uh, la dispoziție ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Da? Ființa noastră, posibilitățile noastre materiale, astfel încât, într-adevăr, și noi să contribuim. Uh, slavă Domnului! Mă bucur pentru discuția din, din seara aceasta, uh, fată președinte, vă mulțumesc mult. Uh, cu siguranță uh, rezultatele vor veni. De asemenea, mi-a mai venit acum o idee, trebuie să avem răbdare. Mm. Să lăsăm în urmă tot ce a fost, să avem răbdare, să uh, încercăm să construim. Asta vor veni de noi, de cei de la, dincolo de linia imaginară. Și, într-adevăr, să ne facem slujba pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne-a chemat pe fi fiecare care o slujba. Și un cuvânt de încurajare de final, dacă aveți un verset care vă vine în minte, um, orice. Îmi vin uh, în minte cuvintele Domnului Isus Hristos care a spus uh, Eu îmi voi zidi biserica. Și pentru mine uh, asta este, aceasta este marea ușurare. Uh, nu modul de organizare al nostru al baptiștilor, că, nu de noi depinde până la urmă lucrarea, sau ci faptul că biserica este a lui Hristos și El și-o va zidi. Și rugăciunea mea este ca să fim deschiși la șoapta Duhului Lui Dumnezeu, la călăuzirea Duhului, pentru ca această lucrare de zidire a bisericii de către Hristos să fie făcută cu gura noastră, cu mâinile noastre, cu picioarele noastre, pentru că asta face Hristos, ne aduce împreună lucrător cu El, ne face parteneri în acest proiect, proiect extraordinar și rugăciunea mea, așadar, este ca noi să fim deschiși, să fim sensibili și să ne dăm concursul uh, în, în această lucrare de parteneriat cu Domnul, să fim harnici în a face lucrul Domnului, uh, cu determinare, dar și cu răbdare, uh, pentru ca împreună să, să putem să uh, punem umărul la uh, încurajarea bisericilor și să cunoaștem prin uh, lucrarea Duhului lui Dumnezeu uh, o înviorare, o revigorare a noastră, a familiilor și a bisericilor din țară și din afară. Amin. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Cu siguranță aveți o invitație uh, deschisă ca de obicei uh, în studiul nostru. Vom avea multe de discutat. Ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru întreaga conducere a Uniunii Baptiste, pentru biserici, pentru slujitori. Dumnezeu să vă dea tot ce aveți nevoie ca să puteți duce slujba aceasta până la capăt. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru invitație și voi reveni cu mare plăcere. La vă, domnule! Timas prieteni și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere! thank <music> you